Seara. Să discutăm din nou despre o nouă prostie. Când ai un nume de familie neobișnuit, să spunem. Unii o să râdă, alții o să plângă. Dar e unic în lume. Dar vrei să scapi de el cu orice preț? Pentru că toți râd de tine. Ceva de genul, numele de familie te cheamă Miorlau. Și tu, ca fată, trebuie să te duci la starea civilă și religioasă să-ți schimbi prefixul de nume. La starea civilă, dacă merge cu doi martori și un naș, sau cu nașii, și ginerele și ginerica, este ok. Dar când ajungi la religioasă, vine și familia cealaltă, și prietenii, și prietenii lui, și nașii, și toată lumea. O întreagă adunătură, sau un amalgam de oameni, persoane, prieteni, cu numere diferite. Și ajungi la starea civilă. De voie bună și nesilită, o iei pe doamna Miorlau. Opa, Miorlau. Miorlau! Ioana. Domnule Popescu Vasilică? Bineînțeles că la starea civilă, fiind mai puțin, merge. Nu dai seama. Doamna Miorlau a făcut astăzi o boancănă. A dat cu mașina peste un pieton și a rămas fără permis o lună. Sau doamna Miorlau a trecut pe roșu și a rămas fără permis. Dar când ajungi la religioasă, de voie bună și nesilit de nimeni, iei pe domnul Ienescu sau Popescu sau Georgescu? Da. Tu, domnule Ienescu, Popescu sau Ionescu sau cum te mai cheamă, iei de bună voie și nesilit de nimeni pe doamna Miorlau Ioana sau Diana sau mai știu eu ce? Da. Și toată lumea, Miorlau? Nu știam cum o cheamă așa, Miorlau? Începe să râdă, auzi? Ce nume are! Ce bestial! Știi? E, numai că doamna Miorlau a avut o idee genială înainte, decât să, nu știu, să renunțe la numele de familie, la care familia îi spune, păi da, dar ne faci pe noi de râs pentru că suntem unici în lume și ne cheamă Miorlau. Și te respopim din familie, alege să facă o nouă chestie. Decât să ducă la starea, era să zic starea civilă, la evidența populației, dați-mi și mie un nume mai normal decât Miorlau de familie, preferă să se căsătorească cu cineva cu un nume mai pompos. Dacă Miorlau nu sună mai bine Ionescu, Popescu, parcă da. Și așa că ajunge să facă o căsătorie de formă. Doamna Miorlau se căsătorește cu un nume mai pompos ca să-și facă
căsătoria cu cel ales. O prostie mare cât casa. Pentru că cel care îi dă numele, păi ți-am dat numele. Dar numele se plătește. Cum? Păi pentru că suntem căsătoriți civil, divorțul nu ți-l dau. Începe să apară porcul. Sau porceaua. Nu ne-am cunoscut, trebuie să ne cunoaștem, trebuie să ieșim la un vin fiert sau la o pârtie de schi sau la munte sau la mare. Și am uitat să spun, trebuie să mă duci tu, pentru că numele se plătește. Adică ceva de genul. Cum era vacanța mare? Cum te cheamă? Părțag mă intitulez. Știi? Mi-a mă intitulez, știi? Și în loc să ducă la evidența populației, schimbați-mi numele de familie, vă rog, că mă face de râs. Alege o căsătorie la starea civilă, de formă ca să preia un nume de familie, ca să... Stai să vezi. Căsătorească cu cel ales. Păi stai așa, cum să te mai căsătorești? Deja ai făcut prostia. Te-ai dus la starea civilă, ai preluat numele pompos și pe invitații scrie: mă invităm la căsătoria dintre Miorlau, Ionescu sau Popescu sau etc. Și ceva de genul: o invităm la nunta în capul persoanei respective. Genială faza, nu? Ionescu cu Ionescu. Și mai vrei să-ți dea și divorțul pentru... Păi dar nu ți-a zis că numele se plătește. Ce crede că cineva îți dă orice gratuit? Da, pentru dumneavoastră că aveți un nume de pisică, motan sau mai știu ce, Miorlau. O să vă dăm numele, dar fiind căsătoriți civil, trebuie să ne cunoaștem. Ce pe dragostea de asila, știi? Ce îți place? Mamă, ce mă enervează asta, începe ea. El. Am venit din țări străine africane. Ia. Mamă, ce mă enervează. Sau invers, el. Mamă, ce mă enervează asta. Ce nu-ți place? Hai să mergem la munte, păpușă. Dar pe banii tăi, că eu nu mai am loc de muncă. Și continuă. Am prostie din prostie. Parcă și Dacia 1100, așa cum era construită cândva, e bună, inteligentă. Și uite așa la sfârșitul, cum mama naibii să scap de ăsta sau de asta, că îi cheamă Miorlau. Sau îl cheamă nu știu cum și nu-i dă divorțul pentru că nu ne-am cunoscut. Și gata, ți-a pus ăla. De ce nu porți ăla pe dești? Pentru că e de formă. De ce nu porți ăla la altul? Pentru că nu știu ce. Și tot așa. Și tot așa. Până când, într-o zi, afli că ai făcut cea mai mare greșeală.
din viață. Cineva spunea, greșelile în viață se plătesc mai târziu. Află că greșelile în viață se plătesc din momentul în care ai făcut-o. Sau le-ai făcut. Ce o să plătești? Și la biserică te duci, acatist, te dă Doamne să moară prostul, deci tateu, te înveți și cu Dumnezeu. Și cu Iisus și cu Hristos, dă Doamne să existe și ăștia, parcă încep să scriu pe hârtie și începe să mai așeze ceva, dar nu, tot nu-i bine, că nu iese cum vreau eu, știi? Cam așa e gândirea lor. Deci, așa e în viață. Greșeala se plătește din momentul în care l-ai ai făcut-o. La sfârșit, când apare adevărata greșeală pe fiat, sau decizie luată prost, și află cineva, atunci e cam finalul sau e cam cum e la coș. Mai ai și tu un coș pe față. Să-l storc un pic și iese din el ceva. Cam atât. Nu e mult, dar nici puțin, dar e mult de gândit.